Connie și zâna măseluță. Connie simte că îi se mișcă un dinte. Incisivul e cel care se clatină. Connie îl împinge mai întâi cu limba și apoi cu degetul. Cu siguranță, dintele chiar se mișcă puțin încoace și încolo. Cum e posibil acest lucru? Doar Connie se spală întotdeauna temeinic pe dinți. Fuge emoționată la mama ca să-i arate că are un dinte care se clatină. Ajunsă lângă mama, deschide gura și pune degetul arătător pe dintele care se mișcă. Connie se teme că dintele îi va cădea. Oare va trebui apoi să meargă la dentist ca să-i pună un dinte nou la fel ca bunicului? Îi povestește mamei temerile ei. Aceasta o lămurește râzând că e perfect normal să-i se clatine dinții la vârsta ei și spune că îi vor cădea toți dinții de lapte și vor crește în locul lor dinți permanenți. Deodată, Connie își amintește că și lui Emil de la grădiniță îi lipsește un dinte. El poate chiar și fluiera pe gaura rămasă în locul dintelui căzut. Connie își mișcă dintele în fiecare zi. Pe leagăn, la grădiniță, când îl cocolește pe motanul Miau, în mașină, când se joacă cu Iacob și, până și seara, când tata îi citește o poveste de noapte bună. Chiar și la cumpărături, în timp ce tata așează în mașină, alimentele de pe lunga listă de cumpărături. Connie stă în fața fiecărei suprafețe în care îi se oglindește fața și se uită cât de tare îi se mișcă dintele. Dar acesta, deocamdată, nu vrea să cadă. Și pe Iacob îl preocupă dinții. Tocmai cresc dinții de lapte și vrea mereu să ronțăie ceva. Luni e ziua de naștere al Iolandei. A adus la grădiniță biscuiți făcuți de ea. Cât sunt de delicioși! Deodată lui Connie se lipește o bucată de biscuit de dintele care îi se clatină. Ea nu mai poate mesteca fără să desprindă bucățica de pe dinte. Îndepărtarea acesteia doare, deoarece dintele s-a înțepenit în biscuit și, din păcate, stă bine înfipt în gingie. Și acum ce-i de făcut? Connie trage cu grijă de dinte. Trebuie să rotești dintele, atunci poate va ieși, o sfătuiește Emil. Dar dintele nu se mișcă suficient de tare pentru asta. Luca îi spune că dintele sigur va cădea dacă îl va lovi. Te-ai gândit bine? Spune Connie și își acoperă repede gura cu mâna. Ce sfat ciudat! Iulia este de părere că ar trebui să meargă la dentist. Dar Connie nici nu vrea să audă despre această soluție. La ultima ei vizită, dentista chiar i-a atras atenția că dulciurile nu sunt bune pentru dinți. A avut perfectă dreptate. Dulciurile lipicioase nu sunt bune pentru dinții care se clatină. Katia crede că dintele lui Connie va cădea dacă se va pune serios pe țopăit. De îndată fu cu toții în grădină. Deși Connie țopăie alături de ceilalți, dintele tot nu-i cade. Îl simte doar ciudat în timpul săriturilor. Laura povestește că și cățelușul ei îi cad dinții de lapte. De aceea își înfige mereu dinții într-un prosop vechi și trage de el. Connie e curioasă. Și cățelușii au dinți de lapte? Dar pui de leu? O întreabă pe educatoarea Hana. Aceasta încuvițează și ia de pe raft o carte despre animale. Se uită împreună cu copiii la animale și la dinții lor. Ce drăgălați sunt cățelușii! Dar dantura unui câine mare poate arăta chiar înfricoșător. Connie examinează cu atenție colții leilor și ai tigrilor, filde și uriașa a elefanților și numeroșii dinți ascuțiți din gura unui rechin. Aceștia sunt înlocuiți mereu, nu cresc doar o singură dată. Seara, Connie își spală cu atenție dinții, insistând pe cel care îi se clatină. Când un dinte ți se mișcă, nu e chiar atât de ușor să te speli pe dinți. De ce trebuie să spăl dinții de lapte dacă oricum cad? Dorește Connie să știe. Mama îi spune că dinții de lapte trebuie să reziste destul de mult timp. Connie își va pierde ultimul dinte de lapte abia pe la 7 sau 8 ani. Până atunci voi fi la fel de bătrână ca tine? Spune Connie uimită. Ei bine, nu tocmai, zâmbește mama.
timp de câteva zile, Conish tot mișcă dintele. Deja îl poate înclina cu limba. Și apoi, la micul dejun, are loc întâmplarea mult așteptată. De îndată ce Conish mușcă din sandwich, simte cum dintele se desprinde din gingie. În sfârșit, dintele a căzut și nu a durut-o deloc. Conish îl scuipă și îl privește speriată. E puțin sânge acolo. Tata o liniștește, spunându-i că sângerarea este normală și se va opri imediat. Conii trebuie doar să-și clătească temeinic gura cu apă. Mama spală cu grijă dintele și îl dă lui Conii. Iacob poate privi dintele, dar numai de la distanță, pentru că el bagă imediat totul în gură. Conii pune dintele să se usuce pe un șervețel. Apoi ia o cutie de chibrituri goală și lipește de jur împrejurul acesteia hârtie de culoare roșie și mici puncte albe și inimioare. Pune dintele cu grijă înăuntru pe o bucată de vată. Pe drum spre grădiniță, Seto joacă cu limba prin locul dintelui lipsă. Își poate chiar și trece limba prin gaură. La grădiniță, toți copiii admiră dintele căzut. Iulia spune că în această noapte, Conii trebuie să-și pună dintele sub pernă, deoarece zâna măseluță îl va lua și îi va aduce în schimb un cadou. Așa i s-a întâmplat și fratelui ei. Seara, Conii pune cutiuța cu dintele sub pernă. E mult prea emoționată ca să poată dormi. Nerăbdătoare, verifică mereu dacă nu cumva cutiuța a dispărut. Conii așteaptă și tot așteaptă venirea zânei măseluță. Dar aceasta nu apare. Probabil că ea vine abia când copiii dorm adânc, se gândește Conii. Se străduiește să facă asta și ține ochii strâns închiși. Și cândva, după ce Conii a dormit, chiar vine o zână măseluță și ia cutiuța, lăsând ceva sub pernă și pleacă mai departe. În urma ei rămâne doar un parfum plăcut. Dimineața, Conii este trezită de motanul miau. Primul lucru pe care îl face este să caute sub pernă. Acolo vede cutiuța. Deci, zâna măseluță a fost doar un vis. Ce păcat! Conii mai vrea măcar să-și vadă odată dintele. Dar ce să vezi, în cutie nu mai e niciun dinte. Nu! Înăuntru se află o mică brățară din perle albe, o scrisoare și puțin praf de zână. Conii aleargă emoționată la mama ca să-i citească imediat scrisoarea. Dragă Conii, îți mulțumesc pentru dinte. Spală-ți dinții la fel de conștiincioasă ca până acum, pentru ca noii tăi dinți să strălucească la fel ca perlele din această brățară. Toate cele bune de la zâna măseluță. Conii își pune brățara și se admiră în oglindă. Apoi numără câți dinți mai are de fapt. Mai mult de 10, poate chiar 20. Zâna măseluță poate să mai aducă multe cadouri. Dar mama îi spune că zâna măseluță vine doar după primul dinte căzut. Nu-i nimic. Astfel Conii va putea să-și adune în cutiuță restul dinților care îi vor cădea. Acum, în fața oglinzii, exersează mai întâi să fluiere prin spațiul lăsat liber de dinte, la fel ca Emil. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă! Noapte bună, copii!